Bună seara, dragii mei! Mai revin și eu cu un filmuleț după multă vreme. Nu prea îmi place mie să pun așa pe internet toată ziua să postez. Multe lucruri sunt neinteresante, părerea mea. Păi, ce mai fac eu acum? Am făcut o tură de 100 de rame, le-am scos din cuib, am mai scos undeva la 150, stupii am strâns bine pe 5-6 rame populate bine de albină. Și astea sunt rame vechi. Vreau anul ăsta să intru puțin în ele, că am avut 2 ani grei care în primăvară n-am mers culesul de prun la pom fructifer și n-am prea construit rame așa multe. Astea sunt deja învechite. Au 4 ani, poate. 3-4 ani. Nu mai sunt celulele deformate, negre. Și ce fac eu acum? Eu acum mă pun alea ce s-au mai rupt la centrifugă. Eu am aici încă 7-6, mă pun să trag mierea de pe ele. Mierea încă nu s-a cristalizat. Iasă foarte bine. Am pus aici lângă sobă. Făcut focul. Să se încălzească. Și eu am aici o centrifugă cu 3 rame veche. După cum se vede, mierea iasă fără probleme. Și aștept, lucrez cu niște boștinari și o să vină să le dau la schimb. Că am făcut și presă, am făcut tot felul și am topit eu ceara, cât am muncit pe lângă foc, cât am chinuit și pe urmă să mai plătesc 3 lei manoperă. Asta e, nu e paguba de acolo. Hai bine, dau la schimb, parafină, ceară, ce-o fi, albinele o construiesc. Aici le-am sortat, astea sunt pline. Și la primăvară o să bag din astea mai curate, mai noi, mai frumoase pentru ouat. Ce am niște rame pentru rezervă, pline de miere vreo câteva. Aici am pregătit pentru anul ăsta 200 și ceva de rame de ale mici de cat. Sunt însărmate tot, lipită foiță pe ele. Nu a fost cazul, a fost un an greu. Le voi pune la anul. Aici nu fac problemă. Trebuie curățate de propolis. Aranjate. Aici m-am pus și am mai curățat din stupii vechi, i-am vopsit. Vopsit din nou. Curățat de vopseaua veche. Pârliți pe interior. Am făcut cu sodă. Și astea sunt rame care am tăiat ceară, s-au adunat de-a lungul timpului. Le curăț de propolis și o să le bag în cazan să le fierb cu sodă. Vă prezint aici cum fac eu diafragmele. Am luat polistiren din asta negru, altul n-am găsit care să fie puțin mai dur la atingere. Și am făcut un lantet aici sus de 2x2 care mi intră în falț la fix aici și când strâng cuibul, eu am folie, că am fundurile de plasă antivaroș. Pun folia și folia e ermetic aici și aici, de exemplu, nu am rame. Și nu-mi pleacă căldura de aici încolo. Ea e cât de cât ermetică pe aici, pe lângă.